Continuăm să binecuvântăm numele Domnului, care este scutul și adăpostul vieții noastre, mărit să fie Domnul. Iubiți frați, iubite surori, în seara aceasta continuăm să ne concentrăm atenția asupra ceea ce Dumnezeu vrea să ne mai vorbească. Nu considerăm că trebuie încă o predică și să plecăm acasă. Timpul care ne-a mai rămas să fim în așteptarea a ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. E important să-ți vorbească Dumnezeu. De atâtea ori ascultăm multe vorbiri, multe predici, multe învățături și parcă rămânem reci, nemișcați. Am vrea să ieșim din starea aceasta, dar nu putem. Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna, care vine de la Dumnezeu, este însoțit de putere. Când Dumnezeu îți vorbește, nu mai ești același. Nu numai că înțelegi ce îți vorbește Dumnezeu, dar ai putere să asculți de glasul lui Dumnezeu. Ceva se întâmplă în viața ta și lucrurile iau altă întorsătură. Nu mai vezi cum ai văzut, nu mai simți cum ai simțit, nu mai gândești cum ai gândit, pentru că ți-a vorbit Dumnezeu și când vorbește Dumnezeu, ești un alt om. Atunci când vorbește Dumnezeu, lucrurile își iau direcția pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru viața ta. Roagă-te în seara aceasta să-ți vorbească Dumnezeu. În continuare, nu că nu ți-a vorbit, dar dacă Dumnezeu mai are un cuvânt pentru tine, ca să te scoată din acel blocaj, din acea stare de neputință în care ai rămas împotmolit, să poți să ieși de acolo, ai nevoie de putere și puterea aceasta este în cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta am auzit lucruri importante, de căpătâi, pe care noi le știm teoretic, dar practic la mulți dintre noi lasă de dorit. Poate le știm din cap, știm versetele biblice, dar ele nu au loc în viața noastră. Și în seara aceasta să înțelegem misiunea lui Ioan Botezătorul pe care Dumnezeu i-a dat-o. În primul rând a fost să întoarcă inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Adică să aducă din nou generațiile împreună. Și în zilele noastre este o mare nevoie. Tinerii la noi în adunare, în țara aceasta, în România, ei vor să se separe de generația dinainte. Parcă nu pot să stea împreună, parcă ceva nu-i leagă. Nu ei sunt de vină, nu noi suntem de vină. Este un dezbinător, a dezbinat cerul și dezbină pământul, dezbină familia și Evanghelia care noi o auzim are menirea în seara aceasta să lucreze aceeași lucrare dumnezeiască. Copiii să se îndrepte spre părinți și inima părinților să se aplece spre copiii lor. Ca Domnul să poată să vină în familie, să vină în adunare, să vină la o țară, are nevoie să nu fie despărțire între generații, ci oamenii să trăiască în unitate, în pace, mărit să fie numele Domnului. A doua misiune spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să citesc din Evanghelia de la Ioan. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu
nu-l cunoșteam, deși erau neamuri. Erau neamuri, dar nu se cunoșteau. Nu-l cunoștea la față, că misiunea lui Ioan a fost de așa natură, cum ați auzit, să stea izolat până în ziua când Dumnezeu a hotărât să înfățișeze înaintea lui Israel. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, adică Dumnezeu, mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Deci a doua misiune a lui Ioan era să-l facă de cunoscut pe acela care era Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lui Israel, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iubiților, Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și tot ceea ce ați auzit citindu-se în seara aceasta de la Matei capitolul 3, ce ați auzit predicându-se, sunt lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a împlinit în viața Lui ca Fiu al omului. Ca cel ce trebuia să croiască calea mântuirii, această cale care este îngustă, să deschidă ușa, cum ați auzit de dimineață, o ușă pe care să intre toți acei care merg spre împărăția lui Dumnezeu. Dar poarta aceasta, ușa aceasta, este strâmtă și calea îngustă. Și Mântuitorul spunea: sunt puțini care o găsesc. Întrebarea mea: caut eu această poartă strâmtă? Caut calea aceasta îngustă? E interesul meu să intru pe poarta aceasta, să merg pe calea aceasta îngustă și să ajung în împărăția lui Dumnezeu? Sau merg la grămadă și ce-o fi cu alții, o fi și cu mine? În seara aceasta noi ascultăm și suntem martori la glasul Evangheliei care strigă: în împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra oricum. Sunt condițiile puse de Dumnezeu. Acolo spune Biblia: nimic întinat și spurcat nu intră. Nu este compromis. Dumnezeu ne creează posibilitatea și ne dă indicațiile cum putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și nu sunt mai multe căi. Nu toate drumurile care duc la Roma duc și în împărăția lui Dumnezeu. Este o singură cale și calea aceasta este Iisus Hristos. Și este un singur adevăr absolut. Este Iisus Hristos. Și numai în El se găsește viața veșnică, în Iisus Hristos. Și dacă vrem să ajungem acolo unde El s-a dus să ne pregătească locul, să fim și noi împreună cu El, trebuie să călcăm pe urmele Lui. Să facem ce a făcut El. Ne-a dat exemplul personal ca Fiu al omului. Și în primul rând Ioan Botezătorul. Și nu numai El, și Domnul Iisus Hristos. Și nu numai El, și apostolii. Toți împreună propovăduiesc că primul pas pe care un om, după ce aude despre împărăția lui Dumnezeu, ca să intre, este pasul pocăinței. Ei, vei spune, toată ziua aude pocăință, dar ce-i pocăința aceasta? Pocăința aceasta nu te duci la stor să o cumperi și nu o găsești nici în cărți, nici la școli. Pocăința aceasta vine de la Dumnezeu. Ai știut lucrul acesta? Scrie în Biblie și o citim ca să fiți foarte încredințați pe cuvântul acesta. Uitați ce spune Biblia
În Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 11, știți istoria lui Petru cu Corneliu, a avut dificultăți cu iudeii, frații noștri scumpi, că de ce a mers la neamuri? Și le-a explicat cum Dumnezeu, în primul rând, le-a curățit inimile neamurilor. Și le-a curățit inima prin credință. Și spune Dumnezeu, care cunoaște inimile, le-a dat același dar ca și nouă la început. Botezul Duhului Sfânt. Și aici spune Biblia așa în capitolul 11, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Măriți să fie Domnul! Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința. Deci auzi în seara aceasta că ai nevoie de pocăință. Pocăința o dă Dumnezeu. Când o dă Dumnezeu și cui o dă Dumnezeu? Dumnezeu o dă atunci când tu stai înaintea lui Dumnezeu singur, stai de vorbă cu Dumnezeu și te întâlnești personal cu Dumnezeu. Atunci de-abia vine în viața ta acest dar al lui Dumnezeu, pocăința. Noi cunoaștem pe Iov, felul în care el a spus, toate le-am făcut așa cum se cade să le fac un om temător de Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a lăudat cu el. Dar când a stat înaintea lui Dumnezeu, ce a făcut Iov? S-a pocăit? Nu mai s-a comparat cu cel din stânga, cu cel din dreapta? Nu și-a mai putut pune faptele lui înainte? Ce a zis, mi-e scârbă de mine, Doamne! Și mă pocăiesc, te-am cunoscut numai din auzite, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mă pocăiesc și mă pocăiesc nu oricum, în sac și cenușă. Pocăința aceasta este pentru cei care vin la Hristos din lume, dar este și pentru pocăiții nepocăiți. E valabilă. Găsim în Noul Testament, dumneavoastră știți așa de bine, în cartea Apocalipsei un om care spunea, totul este perfect, nu-i așa? Am casă, am masă, am business, merg la adunare, avem casă de rugăciune, sunt și în conducere, probabil, în cor, în fanfară, fac o slujbă, nu sunt ca oricare, toate lucrurile sunt ok. Așa spunem noi, când ne măsurăm cu ceea ce este în jurul nostru, dar uitați ce spune Domnul Iisus despre omul acesta, care credea că toate lucrurile sunt bune. Și el spune, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, de ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Ăsta era un pocăit nepocăit. Era un pocăit nepocăit. Și Dumnezeu îi spune, pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Extraordinar! Părerile lui despre el erau grozave. Și când colo în ochii lui Dumnezeu, era tocmai invers. De-aia Dumnezeu îi spune prin Ioan, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Remediul vieții tale și a mele este pocăința. Și ca să ne pocăim, trebuie să ajungem înaintea lui Dumnezeu. Iov s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit și și-a văzut starea lui în care este raportat la Dumnezeu. Omul acesta s-a văzut bine, dar când a venit cuvântul Domnului Iisus, el era așa într-o stare deplorabilă. Iubiții mei, să cerem în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea pocăința. E darul lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul aici,
că Ioan Botezătorul a ieșit și a propovăduit botezul și oamenii veneau să se boteze. Este botezul o condiție a mântuirii? Este. Este și o poruncă a Domnului Iisus. Și El a spus, cine crede și se botează, va fi mântuit. Dar n-ai cum să te botezi dacă n-ai murit. Căci botezul spune că este în moartea Domnului. Deci noi am murit împreună cu El. Deci prima dată, înainte de a te boteza, trebuie să mor. Ce înseamnă a muri? Înseamnă a ieși din tot ceea ce este o viață veche. Din totul. Totul rămâne în urmă și tu pleci și lași totul. Așa cum un om moare și iasă din lumea aceasta, din viața aceasta și intră în sferele veșniciei. Așa trebuie să fie omul care se botează. A murit față de lume și a înviat pentru Hristos Domnul. Și vedem aici că Domnul Iisus însuși vine să se boteze în apă. Era un act pe care l-a făcut ca noi să putem călca pe urmele Lui. Și dacă mergem pe calea aceasta îngustă, trebuie să ne pocăim și trebuie să ne botezăm. Sunt oameni care spun că se poate și fără botez, se poate și fără pocăință. Dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Domnul, vei fi mântuit. Și l-a luat în brață versetul acesta out of context. Deci l-a luat afară din contextul în care a fost spus și îl ține în brață și cu el se duce direct în iad. Cu Biblia în mână se duce în iad. Farisei și cărturarii erau orbi și nu vedeau pe Mântuitorul că este Fiul lui Dumnezeu. Ci vedeau în el, spunea, are drac, este nebun. De ce l-ascultați? Apoi, cuvântul Scripturii spune că Ioan Botezătorul spunea, după mine vine un altul care este înainte de mine, eu vă botez cu apă. Dar nici eu nu botez pe oricine. Trebuie pocăința aceasta să aibă niște roade, niște fapte, să fie dovedită că ai pocăință. Că dacă n-ai pocăință, nu mă spui din gură că te-ai pocăit sau m-am pocăit, n-are niciun rost, nu ne ajută la nimica. Și când oamenii aceștia nu erau pocăiți și au venit la el, el i-a respins total. Și a spus să n-aveți impresia că dacă voi puteți să fentați pe Dumnezeu, să-L înșelați, nu merge. Căci Dumnezeu vede intenția în spatele acțiunilor voastre. Și spune, mergeți mai întâi dacă v-ați pocăit cu adevărat și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și spune că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor și orice pom care n-aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc. Și Domnul Iisus spune în Matei 15 cu 13, orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu va fi smuls din rădăcină. Nu te înșela cu religia, nu te înșela cu un nume, nu te înșela cu activitate. Ai nevoie de pocăința reală în urma întâlnirii cu Dumnezeu și apoi să rodești, să te botezi, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos ca să poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, Domnul Iisus Hristos, când a ieșit din apa botezului, spune cuvântul, pe când se ruga din cer, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Dumnezeu a mărturisit despre el și Ioan spune, eu am văzut și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Aici este din nou atâta dilemă în ce privește botezul cu Duhul Sfânt. Unii spun că
atunci când s-au botezat la rugăciunea păstorului, au primit și Duhul Sfânt. Alții spune că au Duhul Sfânt, dar niciodată n-au experimentat botezul Duhului Sfânt după cum Biblia îl descrie. Și lucrurile și învățăturile sunt amestecate. În seara aceasta mă gândesc așa de clar, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit peste Domnul Iisus Hristos și a fost botezat cu Duhul Sfânt, nu-i așa? Ioan spune, El vă va boteza și pe voi cu Duhul Sfânt. Eu nu găsesc o diferență că una e mai valabilă ca cealaltă. Eu găsesc că toate acestea sunt condițiile care ni se pun de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune ucenicilor lui Ioan, apostolul Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit că s-a dat un Duh Sfânt. Și apoi Pavel le-a explicat, s-a rugat și a pus mâinile și tot s-a umplut de Duhul Sfânt. Tot s-a umplut de Duhul Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este confirmarea lui Dumnezeu că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, că după ce ai crezut și ei au crezut, au fost sigilați cu Duhul Sfânt, care este o arvună, un down payment pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, ca să aibă siguranța intrării în împărăția lui Dumnezeu. Dar acolo spune că este și un sigiliu, o ștampilă. Când am intrat în Statele Unite, ca să intrăm aici, ne-a trebuit viza, nu-i așa? N-am putut să intrăm fără viză. Duhul Sfânt este o ștampilă, un sigil, este o viză de care noi avem nevoie, care confirmă că noi am fost acceptați de Dumnezeu ca fii al lui Dumnezeu. Și în Galateni 4:6 spune și fiindcă suntem fii Dumnezeu, ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, adică ne-a pus la același nivel cu Iisus Hristos, că în împărăția Lui vom sta pe același scaun de domnie, vom împărăți împreună cu El și Lui nu este rușine să ne numească frații Lui. Dar ca să fim frați cu El, să moștenim împreună cu El, Dumnezeu ne trimite în inimă Duhul Fiului Său. Dacă n-ai primit acest sigil, această confirmare, Dumnezeu încă mai botează cu Duhul Sfânt. Dumnezeu mai dă acest dar. Nu este prin merite, nu este prin faptele noastre, ci este darul Duhului Sfânt, care Dumnezeu îl revarsă și fratele amintea ce spunea Apostolul Petru, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, adică și noi, din secolul 21 din America, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Prin acest oricât de mare număr ești și tu, sunt și eu. Ai tu această dorință ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt? Amin. Ai înțeles că ai nevoie de confirmarea aceasta? Dacă ai înțeles, Dumnezeu este gata, El este aici. Și poate să te boteze cu Duhul Sfânt. Poate să te schimbe într-un alt om și poate să te asigure că în ziua când va veni Hristos, spune Biblia că cei ce n-au Duhul lui Hristos nu sunt ai Lui. Dar când va veni El, tot ce este al Lui va auzi glasul Lui și se vor înălța la cer. Cine ne va înălța la cer? Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți ne va învia și pe noi dacă suntem în morminte, iar dacă suntem în viață, ne va schimba asemenea Lui și vom fi pururea cu Domnul.